Execuția prezentată, provizorie prezentată la sfârșitul anului 2020, ni s-a adus la cunoștință faptul că există un excedent de aproximativ 58 de milioane de lei, sume care provin din hotărâri de guvern cu destinația fond de intervenție, hotărâri de guvern adoptate în perioada, să se rețină, anului 2014-2020. Din această sumă de aproximativ 58 de milioane, avem aproximativ 40 de milioane 400 sume pentru reparații drumuri județene în urma calamităților constatate la momentele respective și o sumă de aproximativ 17 milioane 700 sume cu destinație de investiții tot în urma acestor calamități de la vremea respectivă. Prioritatea executivului pe 2021 este finalizarea aproape în proporție de 100% a tuturor acestor lucrări de reparații și investiții, urmând a căuta și soluționa deficitul bugetar pentru a realiza PIF-urile pe toate lucrările.